Pentru al treilea an consecutiv, circuitul Integra, organizat de firma MAP, mașini agricole performante, a adus fermierilor soluții complete pentru ferme, prezentând o ofertă largă de mașini și utilaje, servicii de consultanță pentru accesarea fondurilor europene, precum și posibilități avantajoase de finanțare și asigurare. Circuitul Integra a debutat la începutul lunii februarie 2012 la Bacău, după care a fost alături de fermierii din sudul țării la Craiova și de cei din vestul și nord-vestul țării la Arad la sfârșitul lunii martie. Circuitul Integra e un circuit care a fost gândit și creat 3 ani de zile în urmă. Este un moment de întâlnire cu fermierilor. Nu este numai un factor comercial, dar efectiv este un moment în care, cum zice nume, Integra, se prezintă un lucru integrat. Trebuie să ne aducem aminte că când au apărut fondurile structurale, mare problema era cofinanțare, adică comunicare între bancă și fermierilor, cu firme de consultanță. Fermierii nu mai știau cum trebuia să abordeze problema. În plus, ce a apărut deja de la început, o mare dificultate în a-l urmări schimbarilor, în punct de vedere al ghidurii, în punct de vedere al normelor. Atunci am gândit MAPA, a gândit acest sistem, că a avut un mare succes în toată țara. Vedeți și dumneavoastră participare. În practică, la fiecare eveniment vine la noi între 2.500-3.000 de persoane din județe vicinoare unde facem aceste evenimente. Aici fermierul nu găsește numai o gamă de utilaje performantă la 360 de grade, de la legumicultură, de la viță de vie, cultură de câmp, etc., și transformare. Mare. Dar găsește consultanții care îi spun la fața locului dacă sunt fezabili sau nu. Pentru că pentru noi interesul nu este să luăm banii fermierilor pentru consultanță. Interesul nostru este să-i ducem fermierilor la bun sfârșit proiectul. După ce urmează, clar, vânzare de utilaje e și cofinanțare. Unic importator autorizat al tractoarelor și combinelor Same și Deutz Fahr în România, MAP, și-a lărgit de la începutul anului 2012 portofoliul cu tractoarele Lamborghini, disponibile de asemenea în game de putere de la 35 la 300 de cai putere. MAP are o gamă de utilaje, mă refer la tractoare, de la 35 de cai până la 300. Adică abordăm piață cu 3 branduri, Deutz Fahr, Same și Lamborghini. Suntem în stare să abordăm orice tip de fermă, și specializată, și mică, nu sunt probleme, și cu gamă de utilaje în spate necesare. În România, după ultimii 10 ani, când a început un import semnificativ de utilaje, gama de putere preferată este între 90 și 110, asta e prima. Dintr-o piață de 1800 de tractoare de import, cum a fost anul trecut, reprezintă 450% de bucați, adică un procent foarte mare. Al doilea gamă de putere este între 140-160 de cai. Aceste două game împreună reprezintă 60% din piață. După ce vin celelalte, tractoare de mare putere de 200 de cai reprezintă 7-8%, cele de mare putere, e clar, sunt 50-60 de bucați pe an, e după ce vin tractoare specialistice, viță de vie, livezile, etc., etc. MAP, cantotdeauna, vine cu cadou de iarnă. Anul ăsta ne-am concentrat asupra utilajelor. Am ieșit cu Intesa San Paolo Leasing cu un produs extraordinar. Pentru cine a vrut să cumpere de la pluguri, la prese balotate, la cultivatore, seminatoare, cu o dobândă numai de 2% la euro. E o dobândă extraordinară, e un produs care are 3 ani, ratele numai după recoltare, e un 20% avans. Trebuie să zic că fermierii au apreciat foarte mult acest produs. E, speram, noi suntem convinsi că fermierii au nevoie de dobânzile mici, au nevoie de o perioadă de amortizare între 3 și 5 ani, e, am concentrat efortul la utilaje. De ce? Cine a cumpărat tractoare de obicei nu a completat gama de utilaje. Dar și cine are tractoare românești are nevoie de seminatoare de performanță, de utilaje în spate de performanță. Atunci, pentru acest motiv, ne-am concentrat cu acest produs deosebit.
MAP a lansat la începutul acestui an și o ofertă specială care permite fermierului să plătească un avans de numai 5% la cumpărarea unei combine. Oferta valabilă în primele 3 luni din 2012 a crescut vânzările MAP cu aproape 10% față de anul trecut, afirmă președintele MAP. Cine abordează o achiziție de combine, că e o achiziție importantă, că e, oricum de la 120 la 200 de mii de euro, sunt sume foarte mari. Care era problema fermierilor? Avansul. Combina, eu sunt de parere, am sostenut în toate anii de activitate, că combina este o mașină care trebuie să se câștige singura rata. Dar nu toți fermierii, mica percentuală, au 15-20%. Ne-am gândit și am făcut această campanie de iarnă, că expiră peste câteva zile, cu acest avans de 5%. Că pentru a ușura abordare. Combina 2 sfar începe să fie o combina apreciată, pentru că e o combina simplă, foarte fiabilă, și cred că anul ăsta vom depăși le 60 de unități. Informațiile și finanțarea sunt elemente cheie pentru a avea succes în agricultură, susține președintele grupului MAP, care lucrează în acest domeniu de peste 30 de ani. Tocmai de aceea, MAP, împreună cu banca parteneră Intesa San Paolo, care este cel mai mare finanțator al agriculturii din Italia, oferă fermierilor atât consultanță cât și soluții financiare super avantajoase. Agricultura e un mond aparte, e un mond aparte în toată lumea. Eu sunt italian, fac meseria asta de 32 de ani și am văzut întotdeauna același concept. Banca trebuie să meargă la fermier, oamenii trebuie să meargă la fermier. Fermierul e concentrat pentru munca lui, e concentrat în firma, de multe ore nici nu are timp, dar nici nu are cunoștințe pentru a aduce la bună sfârșit un proiect sau o cerere de finanțare. Eu văd că, exemplu, multă lume nu știe că se poate obține un credit pentru înființare culture, flexibil, cum are Intesa San Paolo, că a fost un produs creat cu MAP. Multă lume se îndatorează la furnizori, cu costuri enorme, cu dobândă enorme. Mulți fermieri, făcând asta, nu mai au dreptul să comercializeze produse sau să-i vândă când piața este interesantă. Pot să vândă, de multe ori sunt obligați să vândă pentru că au aceste datorie către furnizori de inputuri imediat la recoltă, cu prețuri foarte mici. Exemplu, pentru misură 1, 2, 3, noi avem o rată de succes la proiectul 1, 2, 3, adică silozuri, uscare, transformare, de aproape 90%. Am făcut silozuri de 1.000 de tone, de 1.500, dar am făcut și silozuri de 15.000 de tone. Dar noi explicăm fermierul ce înseamnă un cont economic, ce înseamnă această investiție. Ei de multe ore nu știu. Relația între fermiere și bancă văd că anche în stadiu primordial aici în România. Nu din vina fermierilor, dar și din vina bancii. Bancile aici au o obișnuință să câștige foarte mult și sta la loc, se aștepte cereri. De multe ore nici nu sunt pregătiți pentru agricultură. Pentru asta eu sunt foarte bucuros de colaborare cu Intesa San Paolo Banca în România, pentru că ei 5 ani de zile în urmă nu abordau o problemă agricultorii, în afară de faptul că în Italia e cea mai mare bancă finanțatoră în agricultură. Atunci a fost ușor să găsesc mentalitate corectă, un management care a înțeles, e o fiducia, o încredere reciprocă. Unde se mai pot întâlni fermierii români cu oferta MAP în 2012? Următoarea întâlnire va fi importantă, va fi la Cluj, unde MAP e prezentă, dar nu cu circuitul integra. După ce ne vor găsi la Agriplanta, la București, în care acolo va fi toată formația cu banca, cu consultanță, cu oferta de silozuri și mai departe. După ce la nostre birouri teritoriale, la nostre filiale teritoriale. Oricând ne pot contacta, vor primi răspunsuri corespunzători. Și pentru cine vrea să abordeze proiectul 121, ne poate contacta, încercăm să toți împreună, e asta e significatul integra, că împreună putem face multe.